Mergem la următorul moment care este senzațional. Vreau să cunoaștem niște tineri absolut excepționali. Cei optimiști ar putea spune că avem în față viitorul României. Cei pesimiști ar putea spune că de fapt avem în față viitorul Statelor Unite, al Canadei, al Marii Britanii sau al altor state în care acești tineri români ar putea emigra. Deocamdată însă eu zic să fim bucuroși că tinerii ăștia români au bătut America, au luit lumea și au venit acasă cu medalii de aur și cu titluri de campioni mondiali la robotică. Bravo! Bravo! Felicitări lor, profesorilor lor și, bineînțeles, părinților. Să-i poftim! Vă rog să trăiți, vă rog, luați loc, noroc băieții! Bine au venit, mă, campioni! Ia uite-i! Bravo! Bravo! Ia, bate palma! Super tare! Bravo, mă, băieți! Deci voi sunteți cei mai șmecheri din lumea asta! Da. I-ați bătut pe americani, mai erau, ia uite, mai erați unde erați, mă, mai sunteți! Perfect! Eu vă rog frumos, aveți scaune și acolo în spate, simțiți-vă bine, simțiți-vă ca la voi acasă. Vreau să le spunem în felul următor, că voi sunteți pentru prima dată, când obțineți aurul, locul întâi, din 1989, de când e concursul ăsta și când concursul ăsta nu este câștigat de americani. Da. Băi, nene, prima echipă non-americană care câștigă competiția asta la robotică. Din toată istoria concursului. Băi, sunteți foarte tari, sunteți genial, jur, bravo. Povestiți-ne un pic cum a fost și cu ce ați câștigat acolo. Ajutați-ne un pic. Noi am participat cu 3 roboți de competiție. Da. Am avut 3 divizii, dintre care una de fete. Fetele divizia sunt, doar 2 fete? Da. Mai era încă o fată, dar a plecat în Grecia, a avut. Deci Alina, Carina și Ana. Perfect, și mai e Catrinel. Catrinel care în Grecia se relaxează normal după medalia de aur în America. În campionat, da. Și pe lângă divizia de fete, am avut echipa de bază, echipa cea mare, unde au condus Dimi și cu Dunuță. Acolo sunt Dimi și... și Andrei. Dimi și Andrei, vă facem și cunoștință cu campionii la robotică. Dimi și Andrei, ridicați mâna sus și arătați ce aveți acolo, ce ați scrie acolo. Este bannerul pe care l-am capturat. Yes, winner! Ia, 2021 la robotică. Gata, băieți, lăsați-l jos. A văzut, să vă vedem pe voi acum. Voi sunteți câștigătorii. Și a treia divizie la care au condus Victor. Victor, mâna sus, să vă cunoască lumea. Și cu Laur. Și cu Laur, felicitări. Și haide, vreau să fac cunoștință cu toți, întâi de toate, să-i prezentăm. Stai o secundă. Deci, 3 roboți. Aici îl avem pe... Răzvan. Răzvan, câți ani ai? 15 ani și ai luat aurul la robotică. Da. Bravo, mă, Răzvan, la ce liceu ești? La Colegiul Național Mihai Viteazu. La Mihai Viteazu, București, da? Da. Haideți să vedem, să spunem bravo și liceelor, profesorilor și părinților, cum am zis eu prima dată aici. Ștefan. Câți ani ai, Ștefan? 15 ani. La ce? Matei Basarab. La Matei Basarab, bravo. Carina. 18 ani la școala centrală. Exact, bravo, școala centrală aici. Eu sunt Ana, am terminat Sava și am intrat la automatică. Numai o secundă, Sava. Perfect, aici? Teo, 13 ani și la Neculce. Bravo, Teo. Băi, lăsați ăștia, gata, s-a văzut că o să vă doară și mâna. S-a văzut aici, zi. Ștefan, 22 de ani și tocmai am terminat Universitatea din Manchester. La 22 de ani ai terminat facultatea în Manchester? Da. 3 ani am avut, cam repede s-a terminat. 3 ani, da. Ba, ai avut bursă? Nu. Nu. Am și acum te duci la master după asta? Da, caut master sau să mă angajez. Caut să te angajezi? Da. Cam unde ți-ai dorit tu așa să te angajezi? Sincer, nu știu, că sunt foarte multe opțiuni și încă mă gândesc. Exact, că sunt foarte multe opțiuni. Oamenii ăștia, vă dați seama cât de tari sunt. Cei mai buni din lume la robotică, deci din 89 concursul ăsta, întotdeauna câștigat de americani, iar acum, pentru prima dată, câștigat de o altă echipă. Andrei, sunt 16 ani și tot din Sava sunt, din păcate. Cum din păcate? Cum din păcate? O glumă de aia, din Sava. Da, o glumă din Sava, perfect. Dar știi ce mă gândeam acum? Cum ar fi ironia sorții să te duci undeva să te angajezi unde-ți dorești tu și să vină omul ăla să zică, ne pare rău, nu avem nevoie, pe postul dumneavoastră avem niște roboți. Te-ai gândit la asta? Tu trebuie să le spui, păi eu sunt tatăl roboților. Da. Bun, băieți, aici să vedem. Aici îl avem pe? Dimi. Câți ani ai, Dimi? 18 ani, din Vianu. Din Vianu, perfect, Dimi, 18 ani.
Luca, 15 ani din școala americană. Din școala americană, deci nu de la Sava, nu? Mm-hmm. Ok, perfect. Asta și adică stai, că tu ai acolo. Poți să-l folosesc. Da, chiar te rog, merge. Păi, așa, eu sunt Mihai Melnic, liceu de informatică din Iași. Din Iași? Da. Deci toți sunt din București, numai tu ești din Iași? Și la Uri. Ai venit acolo, e colegul tău de bancă? Nu, la Uri e din... Din Găiești. Din Găiești, aveți microfon, băieți. Deci aici este, deci cum ai zis? Din Găiești. Și nu, cum numele? Zine numele. Laur. Laur, câți ani? 18 ani. 18 ani și dai microfonul și colegului. Eu sunt Victor Brânzan, am 17 ani și sunt de un an la liceu în Anglia. La un liceu în Anglia, de un an? Anglia, de un an. Dar de ce? Te-ai transferat? Adică... Da, m-am mutat acolo pentru ultimii 2 ani. Mamă, ce tare copii ăștia, vă dați seama? Domn profesor! Vă rog frumos să vă prezentați, pentru că sunteți antrenorul meu. Aveți la valiera, n-ați vandat la valiera. Am uitat. Ce să zic, eu sunt antrenorul echipei României de robotică AutoVortex. Eu sunt un simplu economist, sunt profesor de finanțe la ASE București. În timpul liber îmi place foarte mult să lucrez cu copiii. Dar nu fiți modest acum. Și... un simplu profesor la finanțe, la ASE și antrenorul echipei de robotică a câștigat locul 1. Da, titlul mondial la robotică? Noi suntem modești, să știți. Chiar dacă avem rezultate extraordinare, nu stăm să ne facem mega laude cu asta. Lăsați-ne pe noi să facem atunci. Da. Pentru noi e o bucurie foarte, foarte mare să aducem locul întâi și, sincer, totdeauna atmosfera și toată nebunia plăcută care o creăm după, parcă mai e o pată de culoare de ceva frumos în viața românilor. Ieri ați venit în țară. Ieri am venit în țară, am avut o aventură extraordinară în Chicago, au fost o grămadă de români din Chicago care au fost alături de noi, nu ne venea să crede, ne-am simțit ca acasă, nu cât știa ce să ne mai facă. Am stat fizic am stat 8 zile, în total 10 zile cu tot cu zborul, concursul a durat 2 zile, în prima zi am avut antrenament, noi întotdeauna ajungem primii la antrenament ca să testăm roboții, după care în dimineața concursului au început luptele. Perfect, și deci practic acolo v-ați dus cu 3 roboți, care ce fac? Acești roboți în fiecare an trebuie să performeze diverse sarcini. Anul totdeauna sarcinile vin din America, că e un concurs american, și robotul trebuie să culeagă niște covrigi de pe jos și să-i tragă la o țintă. El merge parțial automat, prin senzor, camere, encodere și așa mai departe, dar după timp de 2 minute e controlat de 2 copii. Și acolo e adrenalina pură. Adică e PlayStation în viața de zi cu zi cu roboții. Viața de zi cu zi și se luptă 4 roboți pe un ring, 2 contra 2. Și asta e frumos, că tu trebuie să faci alianță, trebuie să negociezi strategii. E ca în politică, până la un punct. Dar dacă ai robotul foarte, foarte bun, tu poți să duci singur 2 roboți adversari. Și cum îl cheamă pe robot? Roboțelul de aici este roboțelul de la divizia de fete. Și cum îl cheamă? Noi l-am văzut că e de la divizia de fete, că e un pic roz. Da, el este anihilatorul. Cum? Anihilatorul. Da, anihilatorul, așa. Da. Noi de obicei dădeam nume mai soft, de scriitori, de oameni renumiți, dar anul ăsta n-a mai mers așa și am folosit acesta anihilatorul, colegul lui era Armageddon, care a luptat. Sunt nume un pic mai dure din cauza contextului. Păi și ce faci? Haideți să vedem ce... Ia, aici e o demonstrație cu robotul care practic a luat și el aur. Nu poți să fii mai în față aici, campionul mondial, nu? Noi îți vă facem o demonstrație cu balizele, fiindcă o parte din joc presupune căratul acestor tu elemente, și roșii și albastre. La Fortnite? Nu. Deci, nu. Solitaire? Tetris? Nu. Cu șarpele? Felicite. Așa, și acum, practic... Roboțelul are o mânuță prin care el apucă baliza și în ultimele 30 de secunde ale meciului el trebuie să o ridice și să o dea afară de peste gard. Și uite, acum o să-ți aducă baliza, să dea cadou. Hai, roboțel, hai! Am uitat cum îl cheamă, a zis anihilator. Că... Hai, te pate aici. Așa, anihilator. Okay. Perfect. Okay. Tot ce vedeți pe robot este construit de către noi. Toate părțile colorate sunt printate 3D, inclusiv mânuța. Gata, poți să deschizi un pic, să prinde bine, să-i dau apara. Poți să duci la Curly. Curly mai a trecut pe fructe. Curly, vezi că vine roboțelul la tine. Curly e persoana... Curly, uite, para vine la tine. Curly, uite, Curly e colegul nostru de acolo. Nu știu dacă ajunge până acolo. Să-i duc para. Cum? Dacă poate să vină puțin mai aproape. Curly, poate să vii un pic mai aproape? Am o rugăminte, doar para e pentru tine, Curly, să nu mănânci robotul. Uite, fii atent, vine pentru tine. Ia uite, Curly. Opa. De astăzi așa avem servicii. Hop. Catering.
Oh! Oh! A scăpat-o. Perfect. El nu prea le are cu fructele. Eu am vrut să-i dăm lucrurile pentru că el este tot anihilatorul, pentru că orice cozonac nu rezistă în fața lui. Am înțeles. Anihilează orice. Spune-mi ceva, domn profesor. Care este cel mai haios dintre băieți? Îi cunoaștem un pic mai... Care e pus așa? Uite, s-a nominalizat el. Noi suntem o echipă foarte dubioasă, să zic așa. Dubioasă? În ce sens? Noi avem un grad foarte, foarte mare de libertate și de exprimare liberă. Adică la noi nu există relația clasică elev-profesor. Da. Copiii sunt dezghețați, dezinvolți, mai facem glume. Încercăm să trăim viața cât putem. Când mai merge ceva, mai jură și ei? Cum să nu? Nu cred. O, e enciclopedie. E enciclopedie? Dar totul e din suflet. Totul e din suflet. Da, sincer, domn profesor, anihilatorul când nu merge sau face ceva și mai ia cât un șut în fund? Îl amenis că îl spar cu toporul, că îl dau la fiare vechi, dar își revine imediat. Deci până la urmă, oameni buni, chiar dacă sunt medalia de aur, chiar dacă sunt cei mai buni din lume, tot oameni sunt și ei, da. Nu? Corect? Sunt oameni, sunt copii și ei trebuie să se joace, au o viață, mai fac tâmpeni, prostii. Da, sunteți senzațional. Cum vă poate găsi lumea pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube? Pur și simplu să caute Autovortex. 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 Da. Vă caută lumea și pe Instagram și pe Facebook. Sunteți extraordinari și felicitări. Dacă vreți să ziceți ceva, acum puteți să ziceți. Ai luat microfonul, vrei să zici ceva? Pentru ei. Ai luat pentru ei, am înțeles. Am o întrebare, dar tot sincer să fiți. După ce terminați liceul, care mai rămâne în România? Eu aș vrea să rămân. Doar tu ai vrea să rămâi, nu? Ana, restul... Ok. După. Ana Lumanole va rămâne. Ana Lumanole va rămâne în România. Doar tu vrei să rămâi în România? Eu am rămas, am intrat deja la automatica anul acesta și... Ok. Și după ce termin automatica? Vreau să rămân în țară. Da? Yeah. Bravo. Și tu ai zis că vrei să rămâi în țară? Eu am trecut acum clasa 12 și mă gândeam să rămân în țară. Cel puțin pentru facultate. Te gândeai? Da, încă nu suport. Ok, perfect. Deci, oameni buni, gândiți-vă, copiii ăștia, locul 1 în lume, la robotică, i-au bătut pe americani pentru prima dată după 89, pentru că doar ei câștigau, nu? Da. S-a dus roboții noștri. Domn profesor, felicitări, sunteți extraordinari. Mai ziceți o dată numele dumneavoastră, vă rog frumos. Eu sunt Ionuț Panea. Un simplu profesor. Un simplu economist. Nu e adevărat. N-ar fi rău să avem un ministru al economiei așa, nu v-ați gândit? Ofertele. Poate să vină. Deci v-ar plăcea? Nu, ne place să facem lucruri frumoase și parcă, nu știu, avem încă sentimentul ăla patriotic să ne zbătem, fiindcă de multe ori apare discuția robotică, nu-i pentru România, ce faceți voi e mult, prea complicat, vă implicați prea mult, dar nu e adevărat, fiindcă noi totul facem chiar cu multă tragere, cu mult drag și e cea mai mare onoare să vezi că câștigi, că-ți vezi tricolorul, e ceva de nedescris. Felicitări din toată inima, să aveți vacanță plăcută și să aveți grijă de voi și jos pălăria pentru voi.